Unul dintre punctele de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Mediaș din data de 30 iulie face referire la stabilirea cuantumului chiriei la 1% din venitul net realizat pentru persoane singure sau familii beneficiare de locuințe sociale. Menționăm faptul că în municipiul Mediaș există 381 de locuințe sociale, tot de atâtea familii, beneficiind astfel de scăderea cuantumului chiriei în cazul în care proiectul de hotărâre va fi aprobat de către consilierii locali medieșeni.